În prima duminică după botezul Domnului, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Sfânta Cuvioasă Parascheva din orașul Strehaia, județul Mehedinți. Acest locaș de cult a fost construit între anii 1935 și 1958. Sfântul Ioan a fost închis. Iisus Hristos a plecat din Nazaretul Galilei în ținutul Neftalimului și Zabulonului, așa după cum fusese prorocit de către profetul Isaia. Acolo, în Capernaum stabilindu-se, Iisus Hristos a spus: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Sfântul Ioan Botezătorul, cel ce botezase cu botezul pocăinței, fusese închis. Iisus Hristos aflase că a fost închis. N-a mers ca să mijlocească la Irod, la mai mari vremii, ca să fie eliberat. Știa că fusese închis pe nedrept, fiindcă îl mustra pe Irod. Îl învăța, de fapt, să nu greșească. Îl învăța să se lase de păcat și prin pocăință să pună început bun. Iisus Hristos începe să propovăduiască cuvântul Evangheliei și aceeași învățătură începe și El să o spună în mulțimilor care în Capernaum erau alături. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Astăzi este o zi în care ne împărtășim împreună prin rugăciune după sărbătorile de iarnă în care am vestit nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, apoi botezul Domnului. Este o bucurie pentru noi și pentru toți cei care astăzi ne-au fost alături la rugăciune de prezența Preasfințitului în mijlocul nostru, de dragostea și de purtarea de grijă pe care Preasfinția sa o arată față de noi preoții, față de toți cei care sunt în biserică și îl iubesc pe Dumnezeu. Catedrala Sfânta Cuvioasă Parascheva din orașul Strehaia a fost sfințită în data de 2 noiembrie 1958.